Leo de la Strehaia, prima apariție în fața camerelor de filmat, după ce a ieșit din închisoare, parcă sunt într-un vis. Au vrut să mă omoare Leo a mărturisit momentele grele trăite în ultimii doi ani în penitenciar. Alături de acesta a suferit și mare parte din familia lui. Însă, se pare că Leo de la Strehaia și-a învățat lecția, pentru că se jură nu va mai face nimic care să-l ducă înapoi la închisoare. Pentru mine a fost foarte greu, și pentru deținuții ceilalți tot greu a fost, eu acum nu mi-aș dori să mai fac nimic, ca să nu mă duc iar. Când am intrat la închisoare, am crezut că s-a terminat totul pentru mine. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, a fost foarte greu. Eu nu realizez că sunt afară, în libertate, credeam că nu-mi mai dau drumul, a spus Leo de la Strehaia. Leo de la Strehaia a mai povestit câte a pătimit în închisoare, vorbind deschis de bolile pe care le-a avut. Trebuie să fac operație de grec Mie când mi-au dat condamnare am avut COVID. Eu am considerat că am fost băgat cu japca la pușcărie. Problema cea mai dureroasă a fost că mi-au băgat și cea mai mare parte a familiei. Să-ți vezi și mama și copilul la închisoare, e ceva foarte greu. Eram terminat. Când mă gândeam că mama și băiatul sunt la închisoare, am crezut că sunt într-un coșmar. Nu am crezut că mai ies viu de acolo. Aveam colegi de cameră care aveau de făcut 18 ani, ei râdeau de mine. Am plâns, am avut momente în perioada asta cu boala, eu acolo am lucrat ca să ies mai repede. Muncind, acolo m-am îmbolnăvit. Probabil și de la supărare, și am făcut AVC. Nu aveam echilibru. Prima dată am ajuns la doctorul de la închisoare. El a zis că am sinuzită, nu a știut ce am. El a vrut să mă trimite la DEJ, că nu aveau voie să mă trimite la un spital din capitală. Eu am știut că am accident vascular. Te pune pe cursă, durează o zi, două drumul. Doctorul le-a explicat că am o șansă dacă mă operează, dacă nu mă operează, oricum mor. Mama și sora mea nu au fost de acord să mă opereze, Alin și-a dat acordul ca să fiu operat, a povestit cel numit și prințul țiganilor.